la nivelul conducerii manageriei a inspectoratului. După videoconferința de ieri, am purtat o discuție și ne-am gândit la ce măsuri ar trebui să luăm. Balul Bobocilor este o manifestare care considerăm că nu trebuie eliminată din activitatea elevilor de clasa a noua, dar considerăm că aceste activități din cadrul Balului Bobocilor ar trebui să aibă loc în săli, spații care aparțin unităților școlare, sub directa supraveghere a diriginților și a altor cadre didactice care să participe la aceste festivități, să zicem, la aceste evenimente. De asemenea, să fie prezent și membrii ai asociației de părinți, astfel încât tot ce se desfășoară acolo să fie supravegheat și în concordanță cu buna creștere și bunul simț. Pentru asta, domnul inspector școlar general, știu că a convocat directorii colegilor și liceilor din județ pentru o discuție pe această temă, astfel încât să nu mai avem asemenea manifestări. Bine, vă mulțumesc tare, tare mult și o zi bună. Alte noutăți mai avem? Noutăți nu, deocamdată nu. Sperăm ca în unitățile școlare care au clasele a noua să nu avem manifestări care să depășească bunul simț și buna creștere și comportamentul normal al elevilor și nici să eliminăm din activitate aceste acțiuni.